Culturii bat alarma foarte tare și eu știu că dumneavoastră deseori vorbiți despre sistem național de irigare. Da, corect, eu sunt de acord cu ce și-a spus domnul Slusar, eu am pregătit și declarația, dar mă rog, dumnealui ieșit, știi cum, și să văd că, dacă văd chiar un alt oponent și politic, ies cu ceva concret, când dumnealui a propus starea de urgență în agricultură, eu sunt absolut de acord că astăzi, ca să înțelegi, starea de urgență în agricultură. Deci, urgent trebuie moratoriu la creditele care astăzi sunt înglodați majoritatea agricultorilor din Republica Moldova. Fonduri de urgență, facilități fiscale. Deci, Gheorghe, aici trebuie, iarăși, iată ce înseamnă dictatură. Când tu poți mâine să înșechi ahotărâ, înțelegi? Ce înseamnă dictatura? Dictatura despre care eu am vorbit, da? Deci, la noi peste 30 de ani se vorbește de sistemul național de irigare, dar eu vreau să nu vorbesc 30 de ani, eu vreau în 3 ani de zile să-l fac, domnul Gonț. De asta, cu părere de rău, cei care ne conduc pe noi astăzi au treabă cu agricultura, cum dumneavoastră aveți cu baletul, înțelegi? Adică, așa. Și, cu părere de rău, astăzi, încă o dată, anticipate. Ia că toate problemele sunt și cum reacționează statul la ele și conducerea țării, încă o dată trebuie să anticipate. De ce din toată opoziția, nu mă usată, strigă anticipate, dar eu spun, dar să-i mă lăsăm ca caransac după prezidențiale, rămâne doar un an de zile, pentru, adică până la alegerile parlamentare. Vă iubesc. Câteodată, dacă îl ieși pe un nebun închis acasă, el poate să dăie focul acasă, înțelegi, într-o sutcă ori două. Voi vreți să-i lăsați pe un an de zile? Voi serios? De asta eu nu sunt de acord cu poziția la toate partidele de opoziție, care tac despre anticipate. Despre această irigare mi-aduc aminte o declarație a unui ambasador, dar nu mi-aduc aminte, care spunea că eu niciodată n-am înțeles cum în Republica Moldova, care are două râuri din două părți, atunci Nistru, poate fi isecit. Da, da. Și cum într-o țară care, în afară de aceste două râuri, mai are podvodne vode, ape subterane, la care au acces și din România și din Ucraina, dar la noi nu spate. La noi nu spate. De ce? Treabă pe tineri. Iau grijă de ce vrei, de ecologie, de fondurile de rezerve naturale. La voi 60-70% de casă în sate, fără canalizare, dar voi luptați pentru ecologie și treceți mașini la mașinile, adică faceți deci dați posibilități reduceri pentru mașinile electrice și vin țară. Dar 70% de țară fără canalizare și ecologie. Dacă în aceeași apă au acces fermierii în Ucraina și în România și a noștri au, astea subterane. Este foarte smișnă. Asta cum uit eu la pescare români în Delta Dunării, care azi deja să nu ie, dar Ucraina nu. Și au brațul chilie, deci același braț de Dunări, aceeași braț de Dunări care dispart, și șed pescare români care să nu ie, clădând sturionul în Cartea Roșu. Sturionul care nu știe pentru oameni, e cel care produce icri negri. Deci unul din cel mai scump pește și icra neagră mă rog, cel mai scump plouă. Dar ucrainii ne trag în vodă. Și nu braconieri, dar legal. Deci clădăși se permite în Ucraina. Sprin sturionul și se închipă când e același râu. Și stau românii. Deci azi dacă faci un referendum în Delta Dunării despre ieșirea din UE, apăși mai ceva ca Brexit-ul Marea Britanie. Deci acolo și bă 98% za. Apia ca așa și aiștia noastre cu apele subterane. Subterane.